tuturor, bine ați venit pe canalul Simi Oficial. Dacă nu ați făcut-o, să vă abonați, aveți o secundă la dispoziție, vă rog, să dați like, subscribe și comentariu, flow, dacă e. Știu că n-am mai postat de mult pentru că am avut foarte multe treabă, n-am postat aproape de mult. Dar astăzi vreau să vă arăt un machiaj de Halloween care eu l-am mai făcut și mi-e se super tare. Acest machiaj o să mă machiez într-un zombie. Și voi sper să încercați asta. De tot ce aveți nevoie este de apă. Eu în această chestie am apă, am ceva lichid. Aveți nevoie de apă, de niște creioane colorate sau eu am aceste, nu carios, le zic creioane cu gel care se șterg super repede și ceva care se șterge. Da, niște creioane dacă aveți cu gel, astea sunt foarte bune. Și niște șervețele. Să începem. În primul rând, trebuie creionul roșu. Dacă aveți un creion roșu. Cel mai mult vă trebuie doar creionul roșu, atât. Doar atât a spus. Acest creion roșu va trebui întâi să vă prindeți părul. Să încolțați acesta, să vă decupați un fel, să faceți gen așa, un fel de linie. Și apoi colorați tot. Revin după ce colorez. Deci colorați tot. Revin după ce colorez. Revenit, am colorat toată partea aceasta, dar doar partea asta trebuie să colorați. Dar trebuie un pic mai mult. Până aici. Până la sprânceanu puteți. După ce mă scuzați pentru sunet, după ce ați făcut, trebuie să trasați o linie până aici. O linie roșie. De aici până aici. Ca să fie puțin, Iona, trebuie să fie puțin ondulată linia. Uitați să fie așa, ondulată. Să nu fie dreaptă. Așa. După aceea va trebui să vă colorați și pe gât. Dacă nu vreți, nu o faceți, dar așa arată mai creepy. Vă colorați așa, de parcă pune... Cam așa. Nu trebuie să vă colorați tot gâtul. Așa trebuie. Și după ce ați făcut să nu mă dărestrică, vă trebuie un șervețel care trebuie să-l udați. Îl udați cu apă. Chiar aici l-am. Așa, după ce l-ați udat tot lor, că îl faceți pe jumătate. Așa. Și după aceea îl mai faceți încă o dată pe jumătate. Și apoi îl puneți chiar aici. După aia mai dați cu spray. Dacă vă cade, mai faceți odată, că și mie mai mi-a căzut câteva ori. Am înmuiat bine. Acum dați cu sânge. Așa puțin. Și fix așa face și cred că aici. Da. Dacă mai vreți, încă o dată mai își puneți un strat. După aceea mai muiați încă o dată. Puneți aici. Nu, de fapt nu aici, am greșit. Puneți tot aici. Dar că puneți în partea opusă. Iar dați cu din această roșie. Mi-a căzut. Cam așa puteți să faceți un machiaj de Halloween și nu este tot. După ce ați făcut linia, acesta o trebuie să-ți pun aici. Și după aceea faceți așa. Niște linii pe ea. Până aici. Apoi, trebuie să dați cu niște spray pe gât ca să se dizolve. Să cadă și acesta.
Și cam acesta a fost machiajul de Elena. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like, subscribe. Și așa puteți să ieșiți oriunde la machiaj când este Halloween. Eu chiar am ieșit cu acest machiaj și chiar mi se pare super tare. Uitați, chiar este real. V-am pupat!